De astăzi a intrat în vigoare ordinul prefectului prin care se impun anumite restricții celor care vor să intre în instituția prefectului. După câteva ore au și apărut problemele. Foarte mulți gorjeni care au mers în audiență la parlamentar s-au plâns de aceste reguli. Senatorul Florin Cârciumaru are în plan să discute cu prefectul Ciprian Florescu atunci când acesta va reveni în Gorj pentru a analiza mai bine ordinul. Din cetățeni, din afara orașului, din localitățile componente sau, în cazul județului, vin din județ și poate să vină și din alte județe și nu poți să-l întorci pe om înapoi în situația în care omul nu știe despre acest regulament. Deci, în ceea ce privește colaborarea cu cetățeanul și mai ales accesul cetățeanului la o instituție a statului, este o problemă sensibilă și pot să spun că foarte sensibilă și că trebuie tratată cu atare această problemă. Este clar că acest regulament are foarte multe scăpări și că trebuie îmbunătățit și au mers până acolo încât să fie chiar și anulat. Primele probleme au apărut încă de dimineață. Au fost oameni care au așteptat zeci de minute să fie băgați în seamă. Ar trebui să fie aici un om care să ne ducă la fiecare birou, unde avem fiecare nevoile noastre, nu să stau aceea de două ore să aștept. Ați cerut să fiți condamnat? Da, gardianul. Și stau aici ca prost. Urât. Ce v-ați spus? Să aștept. Cât? Nu știu. Cred că până să punem masa la 12. Urât. Domnul subprefect, domnul Florescu, vedeți că v-am votat, dar nu se știe dacă vă mai votăm. Și pentru angajați, acest ordin înseamnă mai multă muncă. Vor fi nevoiți să facă mai multe drumuri să însoțească cetățenii care vin cu probleme la instituțiile din prefectură. Vreau să pun și o apostilă la 113. E recentă. Îmi pare rău, eu nu am vreo pe mai recentă. Cât de lungă să fie, dar este biserica în cea? Bă, dar eu trebuie să mă duc, eu ăsta e lungimea care o port, eu nu am haine mai lungi. Înțeleg. Și scrie lungimea fustei? Nu scrie lungimea fustei, dar cât de cât să fie. Păi, dar este lungă, nu vă supărați mai mult, dar nu port. N-am de unde, n-am bani să-mi cumpăr. Trăim în România, adică asta erau de la second, îmi pare rău. O femeie care a venit din Italia să-și rezolve o problemă nu a fost lăsată să intre în prefectură pentru că jandarmul a considerat că rochia era prea scurtă, deși aceasta era deasupra genunchiului. E o aberație. Eu știam pe Ciprian, un băiat inteligent și tână, e o aberație să faci așa ceva. Nu se poate. Sunt oameni căjiți care vin de la țară. Sunt persoane care vin ca mine, n-au nimic în țară. Eu vin cu rochile care sau cu hainele care le am pentru vacanță, să nu poți intra în prefectură. Adică județul e într-o stare deplorabilă. Instituția statului nu este o biserică. Oamenii n-au bani să-și cumpere haine de lungimea care trebuie pentru dumnealui. Să fim oameni serioși. Eu vreau să cunosc, să vorbesc mai mult, pentru că eu știu mai multe. Și acum vă întoarceți, ce faceți? Nu, aștept. Să lungește rochia? Aștept. Nici vorba, eu nu investesc pentru o rochie ca să intru în instituția statului. Asta este o aberație. Regulile par să nu se aplice și angajatelor prefecturii care au venit la serviciu ca pe podium cu fuste mult mai scurte. Ce înseamnă o fustă scurtă? Minijipul este o fustă decentă. Nu... Adică nu înțeleg de ce se interpretează așa. Probabil a fost o scăpare, ca să spun. La poartă am văzut că stau cu ordinul în mână și îl citesc doamnelor care vin. Probabil o să fie mai convingător. Cu siguranță toate aceste aspecte vor fi remediate. Dacă spuneți că au fost probleme în ceea ce privește accesul unor persoane din afara instituției și cu siguranță noi toți, cei care avem spații, administrând spații din Palatul Administrativ, o să respectăm acest regulament. Dacă o să fie neconcordanță, dacă o să fie disfuncționalități, o să facem ceea ce este posibil încât să remediem toate situații, să intrăm în normalitate. Cei care nu trec de testul decenței dat în fața jandarmului care păzește ușile prefecturii va face cale întoarsă. La fel și cei care vin în șlapi, pantaloni scurți sau au diferite mesaje pe haine.